eu descoperită. Și ce practic presupune o acțiune în celor doi? Păi, în principiu, cei doi racolau copii minori, în general băieți, pe care îi convingeau inițial să se fotografieze în diferite postaze pornografice și ulterior cu unii dintre ei au întreținut și relații sexuale. Practic de unde îi întâlneau pe stradă? De unde îi luau? Îi racolau din zona parcurilor de joacă, zona grădinițelor, școlilor, mai mult. Ați fost sesizați de părinți sau cum ați... Nu, ne-am sesizat din oficiu, în baza unor informații pe care le dețineam împreună cu procurorii de la DICOT. Filmele le posteau pe internet, pe anumite rețele, au luat și bani în urma... Da, avem informații că au fost postate și fotografii și filmulețe cu copii minori și au și primit sume de bani pentru aceste filme.